Alarma de incendiu a unui magazin alimentar din municipiul Suceava, de pe strada Mărășești, s-a declanșat duminică noapte, evenimentul fiind anunțat la 112 în jurul orei 0:45. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere de la detașamentul de pompieri Suceava. Echipele de căutare, salvare au pătruns în interiorul magazinului, care era inundat în totalitate cu fum, pe o suprafață de aproximativ 140 de metri pătrați. Sursa fumului provenea de la un incendiu provocat de un scurt circuit produs la instalația electrică a magazinului. Au ars materiale combustibile de pe o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați, un frigider, aparate de aer condiționat, corpuri de iluminat, rafturi din material plastic, produse alimentare. Din cauza fumului dens și a temperaturilor ridicate s-au degradat tencuiala și zugrăveala magazinului, dar și altele. Incendiul a fost localizat și lichidat cu rapiditate, fiind salvate magazinul, bunuri din interior, zona de birouri și cea pentru depozitare marfă. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.